Dumnezeu și în vremea aceasta are putere să lucreze, are putere să vindece, are putere să ierte, are putere să elibereze, slăbit să fie numele Lui. Acesta este Dumnezeul nostru și dacă suntem aici, merită din toată inima să ne rugăm Domnului. Vreau să citesc Psalmul 42 și spune psalmistul și începe așa. Cum dorește un cer izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Haideți să-L dorim pe Dumnezeu în dimineața aceasta. El este Creatorul nostru, El a întocmit noi și a așezat fiecare mădular la locul Lui și are puterea să le cerceteze. Vine psalmistul în Psalmul 139 și spune cuvântul Domnului, Doamne, cercetează-mi inima, încearcă-mi gândurile și vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Vrem să ne ducă dimineața aceasta Dumnezeu pe calea veșniciei și de aceea merită cu toții să ne rugăm Domnului, să-i mulțumim Domnului și dorim în această rugăciune, după citirea Psalmului 42, să intrăm și să-i mulțumim Domnului. Așa cum spune Psalmistul, cel ce aduce ca jertfă mulțumiri, acela mă proslăvește pe mine și vrem ca Dumnezeu să fie proslăvit. Amin.